Ceaigăul Ispirache. Ispirache. Și câți ani aveți? Pe 75, pe 2 iulie, acum care urmează. Și soția? Soția? Ea, Ceaigăul Lenuța, are 90, în 40, are 74 de ani. E pe lângă mine. 72. Și câți copii aveți? Două fete. Două fete, un ginere și doi nepoți. Toți frumoși, deștepți și tot ce... Eu o spui eu. Ei mi-a dăruit doi nepoți care mă mândresc cu ei. Stai un pic. Nu. Ia să plec eu de aici. Unul a terminat. Cel mai bine. Ia să plec eu de aici, să mă retrag. Unul a terminat actoria la București. Cine, un nepot? Un nepot? Da, un copil, da. Da, nepot, e copilul meu. Cum îl cheamă? Dan, George Daniel. Și acum el face masterul și mai colaborează și la Teatru Masca. Mai... Uite, vezi că îmi știi. Cum să știi, da? Și Ana Maria, care e prințesa noastră, care urmează acum să dea bacaloriatul și după aia... Ah, e în focurile examenului. Da. După aceea... Să dea și la facultate ca să, pentru ei, încă mai facem eforturi. Așa. Că... Ia spuneți-mi, cum v-ați cunoscut? Dacă v-aș spune, este ar fi un roman. Pentru loc să-mi spune. Nu s-ar putea. Nu, la noi a fost, cum era pe timpul nostru, era altfel, nu ca acum. Spiro avea alte fete, eu eram cu alți băieți. Eu după ce m-am lăsat la vas, ne-am ambiționat. O ambiție ne-a făcut. 58. Dar ambiția a fost fericită. Deci problema cum ne-am cunoscut. Cum ne-am cunoscut? Stați că vă spun eu, că el nu ține minte. Nu, când a plecat în armată, eu eram considerat un copil. Nu știu câți ani aveți? Păi în ce an ai plecat în armată? În 58. În 56. Aveam 16 ani. Păi și a plecat cu un băr de-al meu. Da. Eu mă duceam la băr, aici se conduceau băieții și asta. Se făcea cu muzică, ori în centru, aici. Când așa, plecau la armată. Da. Se pleca la armată, că nu plecau unul singur. Plecam tot contingentul ăla, care eram 10-15. L-am întâlnit pe stradă și când mă duceam încolo și zic, m-a oprit, am mai discutat și a zis, mă, o să scriu și ție. La care eu am spus că tot ce rost ai să-mi scrii mie. Asta mi-a fost răspuns. Da, să mă cheam în nunte de asta. Așa, da, și după aceea... Ba da, vreau să-mi povestesc. Mi-a scris. Dar scria o mapă la toate fetele din sapă, care le cunoștea și cum s-a clivecinit. La toată lumea scria. Dar eu scriam într-o seară o mapă de plicuri și după aia nu primeam două luni, nu mai scriam, la trei luni mai scriam o... Și când ați aflat că scrie la toate fetele din sat? Păi se ducea la păi ea ne duceam la horă sau la bal și ne întâlneam și spuneau da, mi-a scris firul. Și atunci eu, dar păcuși nu și-o prostie, scrisesem o scrisoare la o vecină. Și n-am mai putut să răspund. Aha. Și atunci sora mea mai mare a zis că e băiat bun și că de ce să nu-i răspunzi. Și a scris eu o scrisoare. Așa. Și acolo spune în numele dumneavoastră? Da, mi-a scris ea. Și atunci băieții toți cum erau acolo în dormitorul lor acolo, a spus, zice, băi, zice, din toate astea e mai deșteaptă, că orice scrisoare frumoasă. Bine, dar sora mea era la agricolă, era de acum la liceu, nu. A fost, m-a chemat la partid și mi-a spus, băi, fiind membru al biroului renal de partid, să acum președința a pe cu funcție de răspundere... Dar nici nu-ți dădusi carnetul, ți-a amenințat că nu-ți dă carnetul. Nu, aveam carnetul. Nu aveai carnetul. Da. Și ce l-a zis? Nu te cunune în biserică. Cel mai grea lovitură pentru noi. Și aveați rochiță, nu? Aveați... Cum se spune o nevastă mea acum? N-avea cum să le spună, că oricât atunci... Deci așa era zătit. Nu, mi-a zis. Da, dar pe mine m-a părut mult pentru că noi eram cu minți. Nu eram ca acum, tinere dusă de primul secretar mi-a spus, băi, du-te la o mănăstire, la altă biserică, în alte localități. Asta era cum ziția, ca și te dorești, să faci nuntă, să... Te cununi, zice, nunta normală a fost, decât că eu suteam mai sus puțin și când m-am venit. Dar era comisia toată la un unchi de-al meu. Stătea acolo să ne vadă dacă cumva... Era tot ce era de la regiune, de la Galați, eram acolo, deci a fost la nunt. Deci aveți o comisie să vadă dacă vă duceți la biserică? Da, nu, a fost acolo. Nu, era cu cei cu încheierea colectivizării. Tot de pe la...
Și le-am, aveam și... Fiind vecini cu mine prieteni. Acolo, le-am făcut masă, le căra peste gard toate bunătățile care... La o fată ne-a dus și cadouri la după nu, fată, nu. Să faci o masă. Să aia a fost cea mai mare surpriză pentru și mine. Și atunci, spuneți-mi, v-ați căsătorit la biserică sau nu? Nu, ne-am căsătorit. V-ați îmbrăcat în rochiță sau? Da, nu, dar la normală. Dar noi eram cununați de vineri seara. Că... La nașul în casă, cu sora mea, cu cunoaște. Stați că nu înțeleg. Deci ați fost, unde v-ați cunoscut? La primărie, nu? Cununea civilă, cununea religioasă. Așa și cununea civilă am făcut-o noi doi cu secretar, era atunci Banu Ionel, care e în Focșan. Cununia civilă, da? Și cea religioasă? Religioasă am făcut-o pe 18, pe 17 cununia civilă și... Pe 16, pe 17. Pe 17. Așa, și apoi? Și pe 18. Are... Și normal au venit, m-au gătit, am plecat din casă cum să iese, dar lumea s-a prins că noi nu ne-a dat în gând să tăiem. Ne-am uitat să tăiem lumânările, că și era așa. Și zice, ăștia sunt cununați. Au văzut lumânările. Da, da, da. Dar nu cei de la partid. Dar am vrut să le facem noi o farșă la aia, să o luăm, să dăm roată satului așa și să trecem la biserică. De repețit. Pentru că era iarnă, să... S-a dezghețat și era noroi. Nu și era atunci? Asfalt. Era cald. Și am mers în unta în continuu. Am venit aici. Am avut o nuntă foarte frumoasă. Am plecat la... Dar unde v-ați cununat religios? Tot n-ați. La nașa acasă. La nașa acasă. La nașa meu. De fost înainte la nașa acasă. În casă, cu preot, cu dascăl. Are dreptate. Pe 16 ne-am cununat. Pe 16, înainte de... De cununia civilă. Da. Fără să știe nimeni. Nu. Fără să știe. Da. Numai cu... Cum nații. Da. Și o să intervin și eu la 25 de ani, 8 să fac un nuntă, că ne-am căsătorit noi.